Numele meu este Paul Ardeleanu. Acum 5 ani eram în fața calculatorului și am primit un mail cu un link de la fratele meu. Pe vremea aceea eu eram foarte pasionat de investiții pe bursă, acțiuni, obligațiuni. Și am primit o carte de la el, un link cu care ducea către o carte, ghidul investitorului. Ghidul investitorului la bursă. Am răsfoit-o foarte repede, am citit-o, am studiat-o și mi-a plăcut atât de mult încât am vrut să o cumpăr, dar mie nu prea îmi plăcea să citesc după internet. Așa că m-am dus într-un magazin, m-am dus la un moment dat într-o librărie și m-am uitat pe acolo, am văzut la un moment dat ghidul investitorului, nu m-am mai uitat și la autor. Am cumpărat-o, am ajuns acasă, am deschis-o, am citit-o și am văzut că era altă carte. Dar mi-a plăcut ce spunea tipul ăla acolo, așa că am terminat-o, mai recomandat alte cărți, Tată bogat, tată sărac și Cadranul banilor, le-am cumpărat și pe alea, le-am citit și pe alea, apoi mai recomandau alte cărți și alte cărți și alte filme și așa am intrat eu în dezvoltarea personală. Cartea pe care am citit-o prima oară se numește Ghidul investitorului de Robert Kiyosaki. Și mi-a plăcut atât de mult acele informații încât am ajuns să le studiez și să le implementez și să le testez și să le practic în viața de zi cu zi. Și de la 15 ani până acum, până în momentul acesta, la 20 de ani, am tot practicat dezvoltarea personală. Și astăzi vreau să vă arăt 3 greșeli pe care eu le-am făcut, 3 mari greșeli pe care eu le-am făcut în această aplicare a dezvoltării personale. Prima greșeală este că întotdeauna, de fiecare dată, când citeam ceva nou de dezvoltare personală sau aflam un nou sistem, încercam să reinventez roata. De fiecare dată. Omul acela spunea un sistem care pentru el a funcționat, l-a testat, l-a îmbunătățit timp de 15 ani și eu, în doar câteva zile, reușeam să îmbunătățesc. Dar reușeam să îmbunătățesc într-un mod care nu mergea. Brian Tracy, într-o carte audio, spune despre sistemele de tip franciză și ne povestește despre o conversație a lui cu un domn de la McDonald's. Și spunea domnul de la McDonald's că cei mai buni francizori care cumpără francize McDonald's sunt fermieri. Pentru că acei fermieri care cumpără o franciză McDonald's nu încearcă să îmbunătățească deloc. O iau așa și o implementează așa cum este. Atunci când cineva care a terminat o facultate sau are studii economice sau are un MBA, cumpără o franciză McDonald's, întotdeauna găsește o metodă inovativă prin care să îmbunătățească. Și acea îmbunătățire a lui nu aduce decât probleme. A doua învățătură pe care eu am avut-o și a doua mare greșeală este că de fiecare dată am amestecat. Am studiat pe Brian Tracy, pe Jim Rohn, Les Brown, mulți alții internaționali, Anthony Robbins, am studiat de pe bloguri, din cărți audio, am văzut filme și am făcut trecerea și la cei din România, am fost la trainingurile Empower, am fost la alte traininguri, am studiat de pe bloguri. Și ceea ce făceam eu este că luam câte un firicel de la fiecare. Un firicel de aici, un firicel de aici, un firicel de aici și le amestecam pe toate și mi-ieșea ceva. Aș vrea să vă întreb câți dintre voi ați amestecat țuică cu bere? Cum a fost? Super? La doua zi, 20 de minute, n-a fost super. A fost bun? Sau Fanta cu cola? Uite, e o băutură în Germania, deci am înțeles Fanta cu cola, chiar e pe bune. Serios. Nu? Mai știe cineva? Eu n-am fost în Germania, dar am văzut că e... Dacă n-am fost în Africa și eu ce să vreau. O găsești? Cu cola, nu, Fanta cu cola. Da, e cola. Deci există și băuturi bune, eu nu le știam. Eu când mă gândesc să amestec Fanta cu cola, mă gândesc la faptul că cola e o băutură plăcută în felul ei. Are un gust bun. Iar Fanta e o băutură tot cu un gust bun în felul ei. Pentru mine. Și dacă le amestec, s-ar putea să-mi dea ceva care mie să nu-mi placă. În niciun fel. Și asta am făcut. Am amestecat de peste tot. Cea de-a treia învățătură pe care eu am avut-o este de a acționa. De a acționa consistent și de a face ceea ce spui. În engleză acest concept se numește walk the talk. Și
Câți dintre voi ați citit cartea lui Napoleon Hill, Think and Grow Rich? Câți dintre voi știți că Napoleon Hill a murit falit? Un om care a vândut o carte la mai mult de 30 de milioane de oameni, o carte despre cum să te îmbogățești, și a murit falit. Da, a fost bogat vreodată. Da, a avut treceri. Un om a învățat a 30 de milioane de oameni cum să se îmbogățească și nimeni nu contestă veridicitatea informațiilor lui. Toți știm că sunt adevărate. Te uiți în cartea aia, le citești, dă-mă, e pe bune. A făcut interviu cu alți oameni care au ajuns bogați. Și așa era. Și așa spun și alții care au ajuns bogați la rândul lor. Și el a murit falit. De ce? Pentru că nu a reușit să acționeze consistent cu acele învățături. Asta e una din cele mai importante învățături pe care eu le-am avut în dezvoltarea personală. Faptul că am luat câte puțin de la fiecare m-a făcut să încerc să le amestec, să fie incongruente și nici măcar să acționez consistent pe o direcție, pe un sistem, pe un anumit lucru. Mă gândeam și astăzi, au fost mai multe discursuri care au avut legătură cu dezvoltarea personală, iar cel mai mare a avut celălalt Dragoș. Și mă gândeam acum, care ar fi cel mai bun rezultat? Cel mai bun rezultat este să te duci acasă, care e un obicei pe care să-mi îmbunătățesc. Și ăla, atât, nimic altceva. Celelalte au fost, mi-a plăcut și ideea aia, dar mi-a plăcut și ideea, dar care a fost esența? Păi chestia aia micuță. Și să acționezi consistent timp de 30 de zile sau de 90 de zile în legătură cu acel mic obicei. Napoleon Hill, exact cum ai spus și tu, a avut acele rupturi pentru că nu a reușit să acționeze consistent cu învățăturile pe care el le preda. Acestea sunt cele trei mari greșeli pe care eu le-am făcut pe parcursul a 5 ani și cu care eu încă mai am mari provocări. Aș vrea să termin acest discurs cu o poveste. Acum ceva timp m-am întâlnit cu un tip, David Stănică, și el tot pasionat de dezvoltare personală, și mi-a zis, băi, tu știi, nouă ne place același lucru, hai să ne întâlnim. Ne-am întâlnit, am vorbit, el vorbea despre Steve Pavlina și învățăturile lui, eu vorbeam despre Brian Tracy și eram amândoi foarte, foarte angrenați în discuție și ne plăcea atât de mult să vorbim despre acele lucruri și la un moment dat spune el foarte serios, băi, Paul, tu știi, noi suntem foarte tari că știm lucrurile astea. Îți dai tu seama ce avantaj avem noi față de toți ceilalți? Stăteam eu și mă gândeam, da, măi, dreptate, noi suntem chiar tari. Și acum ceva timp am revizuit acest lucru și mi-am dat seama, sper dacă mă privește acum să-i spun că nu suntem chiar atât de tari, că informația aduce foarte puțină valoare în sine și ceea ce aduce valoare este ceea ce putem face de acum încolo cu acea informație. Vă mulțumesc!